Zilele de pas s-au terminat pentru mulți giurgiuveni cu îngrijiri medicale. Peste 100 de persoane au apelat la serviciile de prim ajutor. Motivele principale au fost durerile abdominale, agresiunile fizice pe baza consumului de alcool și accidentele rutiere. În această perioadă nu au lipsit nici tentativele de sinucidere. În perioada sărbătorilor pascale, Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu a intervenit la un număr de 104 solicitări. Au predominat durerile abdominale, cardiacii, au fost și agresiuni fizice pe baza consumului de alcool, copii cu febră, cam astea au fost, 2 accidente rutiere, 2 decedați. Am avut cazuri de suicid. 2 tentative de suicid nereușite. 22 de persoane au avut probleme digestive, 25 de giurgiuveni au acuzat dureri cardiace, 4 persoane au căzut în stradă, 10 au suferit lipotimii, 9 au prezentat stări de agitație, iar 6 au consumat băuturi alcoolice peste măsură. Chiar și în aceste condiții, reprezentanții Serviciului de Ambulanță Giurgiu spun că numărul solicitărilor se apropie de cel dintr-o zi normală.